Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, fostul prim-ministru Adrian Năstase. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Ținuta este, adică, semnat și un act ceva? Nu. Impunătoare. Un document? Mă pregătesc, adică, pentru viitorile alegeri. A, da? Nu e particip la ele, dar oricum a, vă pregătiți pentru... În sensul ăsta, da. Dar de ce n-ați participat până la urmă? Adică, care ar fi problema? Am participat și n-am folosit la nimeni. Păi poate de data asta folosește, adică, nu? Nu vă gândiți să... Da. Dar apropo de alegeri, domnule prim-ministru, spuneți-mi și mie ce se întâmplă. E o întrebare clasică a unui reporter foarte bine pregătit. Da. Vă simțiți vinovat? Da, mă simt. Am văzut la... Nu. A, la aia, vă simțiți vinovat, da. Nu, aia e când se... Când se merge cineva când la DNA. Când se merge la DNA sau iese de undeva. Păi... PSD-ul a făcut opoziție 4 ani de zile. A luptat cu PNL-ul, da? Că asta, cam asta era. Chiar dacă era Convenția Democratică. Astăzi avem o alianță electorală PSD-PNL. Pot să vă răspund la fel precum... Deci ziariștii ar spune situația este în dinamică. A, deci, n-am știut. Da. Bun. Definitiv... Alianță PSD-PNL... Păi vă, nu dormiți noaptea dumneavoastră când vă gândiți. În primul rând că lucrurile, că există precedente. Primul, dacă ți-l amintești, în 91, da. Participarea în guvernul Stolojan a PNL-ului prin Ionescu Chintus, prin Sândulescu. Erau câțiva miniștri, da. Erau câțiva miniștri. Pe urmă a fost USL-ul. Care a fost din nou... Păi da, era împotriva lui Băsescu, era împotriva tuturor acum. Era, în primul rând, o alianță... Păi mi-ați dat două exemple. Unul care era la începuturile democrației, da. Iar al doilea când era o luptă cu cel care nu-i se spune numele. Dictatura. Fostul vecin al dumneavoastră de scară, de bloc, de, de asociație, cum ar veni. Mi se pare însă că, până la urmă, este vorba de un plan pentru menținerea puterii. N-am înțeles. Și este rațional. E rațional. Bun. Din păcate, sigur că se pierde dimensiunea ideologică, se pierde sensul uneori al unor alegeri, lucrurile sunt neclare. Mă uitam la povestea asta cu cine să conducă lista pentru europarlamentare. Să fie o doamnă, să fie independentă și trebuia adăugat și ce dimensiuni să aibă. Da, dar de ce... 89, 59, 89, de exemplu. Dar de ce asta? Că și eu m-am întrebat. Nu știu. Probabil teama de a... sau dorința de a evita un anumit sentiment de orgoliu din partea celui care nu ar fi pe primul loc. Să fie menajate orgoliile celor două partide și atunci să punem un independent cap de listă. Da, puteam să punem un american, să punem un francez. Dar un bulgar ce avea? Adică un bulgar, evident. Asta, deci, mi se pare o poveste foarte ciudată, definitiv. Plus că persoana respectivă o pui acolo, e independent. Dar când ajunge... când ajunge la Bruxelles, nu există o ușă pe care să scrie ușă pentru independenți. Trebuie să intre undeva, la socialiști, la PPE, exact. Unde se duce? Cum se contabilizează acolo? Deci e o poveste ciudată. În sfârșit. Bun. Mai ai întrebări cu... De-astea ușoare. Ușoare. Da, mai am una care e și mai ușoară decât asta. Comasate. Da. Foarte bine. Poftiți? De ce nu avem forța să recunoaștem un anumit lucru? Așa. A apărut ideea că, practic, la europarlamentare vor fi puțini din țară care vor participa la alegeri și vor fi mulți din diasporă care vor crea o masă critică de sprijin pentru aur. Și atunci, condițiile în care primarii, consilierii ar sta liniștiți să se uite la televizor... Li s-a oferit ocazia sau la crâșma din sat, că la de a participa în același timp și la alegerile locale. Simplu, adică, bun, putem să discutăm despre democrație, despre costuri și așa mai departe, dar e o chestiune prin care se încearcă să atragi oamenii la vot. Băsescu făcea altceva, organiza de fiecare dată și un referendum. Să fie, nu știu ce se întâmple,
de exemplu, să fie Parlamentul, să aibă 300 de, de și parlamente. Așa s-a votat și nu s-a făcut nimic. Nu, dar nu, despre asta e vorba. El, nici prin nici referendum nu se poate. Nu, nu se poate. Pentru că în Constituție nu scrie că trebuie să ai Parlamentul să aibă 300 de, sau 500 sau 700. A, dar asta o stabilești prin lege. El a făcut Parlamentul ca deci să fie făcut. A făcut referendumul ca să mobilizeze pe o poveste de nemulțumire populară să vină oamenii la vot. Simplu. Bun, dar ce se întâmplă cu primarii în așteptare și ce se întâmplă cu primarii nu în funcție? Nu se întâmplă absolut nimic. Practic. Păi eu mai fac ceva primarii, mai ales dacă e vorba despre se pregătesc. Primari diferiți. Cei care sunt aleși stau și se pregătesc, se învață, află diverse lucruri și pe urmă, iar ceilalți își termină liniștiți mandatul. Care e problema? Am, e nicio problemă. Da, nu. Deci democrația nu... Adică... Vor fi unele tensiuni locale sau vor fi unii care nu se înțeleg, alții și care... cu democrația ce facem? Dar sunt alte zone în care ei practic își trec ștafeta de la unul la altul. Unul are prea multe mandate și dă adjunctului lui sarcina să candideze. Și democrația? Democrația merge înainte, e ca în Statele Unite. Democrația merge înainte. Care e problema? Democrație. Democrație, deci, da. Deci avem, eu cred că avem un model pe care îl urmăm, ne uităm peste tot. De ce? Numai în România se comasează localele cu europarlamentare? Nu știu, n-am auzit până acum. Sunt vreo 6-7 țări. Dar în România nu mi-aduc aminte să se fi comasat vreodată. Bă, deci n-am avut o haideți că până la urmă tot o să cădeți la întrebările grele. N-avem, n-avem... Alegerile prezidențiale în septembrie. Da. Corect, da? E foarte bine. De ce? În felul ăsta, Joana va trebui să spună așa. Dacă o să candideze sau nu, că trebuie să-și dea demisia de, de la NATO. La NATO, da. Pentru că altfel ar trebui să se încheie mandatul, nu știu, la 1 octombrie sau nu știu când. Mm-hmm. Deci, e o formă până la urmă de a forța candidaturile. Candidații să candideze. Candidații să candideze. Problema este că PSD și PNL nu au ei deocamdată n-au ei candidat. Da, s-ar putea să da, existe o anumită de ce le-au pus în septembrie? Care ar fi explicația? Ca să nu afecteze școala în decembrie. Pentru că, practic, în decembrie și pleacă lumea la... Știți, eu plus că v-am invitat. Da, da, vin sărbătorile de iarnă, 1 decembrie, ziua națională a României. Ce zăpadă? Că n-am mai venit zăpadă de când eram mici. O să vină. Deci, am înțeles. Comasate e ok? E deci, foarte bine pentru democrație? Practic, va fi foarte simplu. Nu, toate partidele au spus că își desemnează candidații la prezidențiale după alegerile europarlamentare. Da. Alegerile europarlamentare vor fi pe 9 iunie. Iunie, mai sunt iulie și august, exact urmă, cele două luni de vară. Deci, practic, în următoarele două săptămâni, în concedii, iunie, da. își stabilesc candidații. Și pe urmă mai rămân două luni până la alegerile prezidențiale. August, că în septembrie sunt alegerile. Bun, și atunci în septembrie, da, la mijlocul lui septembrie. Da. Și atunci, de ce trebuie așa de mult timp? De ce ar trebui mai mult timp? Nu trebuie, mai ales că nu știm cine sunt candidații. Nu știm. Și cu atât mai mult nu e cazul. Bun, plus că mai este ceva și aici dăm voie să spun un lucru pe care îl gândesc de mai multă vreme, dar nu l-am spus până acum. Da. De ce ne preocupă așa de mult grija pentru președinte, pentru alegerea președintelui? Când în realitate, iartă-mă, în realitate postul de premier este cel mai important. Din punct de vedere al vieții oamenilor, din punct de vedere al situației interne și chiar din punctul de vedere al politicii externe. N-ar trebui să discutăm și despre profilul premierului? Ce ar trebui să știe, ce ar trebui să facă. Băi, am adus un... Nu ți-am adus Constituția, pentru că o ai fără îndoială, dar eu cred că merită să recitim... Voi să... A, vă rog. Da, te rog. Nu, vă rog, vă rog. Nu, citești mai bine păi decât nu, e mai intonație. Bine, e mai bine ca să vină din partea noastră, că m-am săturat de chestiunea asta falsă. Nu, că președintele face politica externă a României. Deci, guvernul, deci articolul 102... din Constituția României. Guvernul, potrivit programului său de guvernare, acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Ce înseamnă asta? Dacă... Vă rog. A, nu ai încredere în ce am citit. Nu am încredere, dar okay. O să mai citesc și eu încă o dată. Da. Deci, practic, dacă noul guvern vine și în programul de guvernare
care va fi sau nu va fi aprobat de Parlament. Dar în situația în care e aprobat de Parlament, spune România, deci guvernul propune ieșirea României din NATO. Bun. Deci ăsta, aprobat de Parlament, ăsta devine programul de politică externă. Președintele, pe urmă, devine prizonier al acestei formule aprobate de Parlament. El nu poate să spună după aceea, nu, România intră din nou în NATO. Da, nu, pentru că programul este foarte clar, aprobat. Deci, programul major de politică externă este aprobat de Parlament. Bun. Și atunci, practic, și acum, de exemplu, cei din guvern nu știu probabil, dar pe baza acestui text, printr-o baza Constituției, că nu orice text. Prin angajarea răspunderii în guvern, angajarea răspunderii guvernului în Parlament, guvernul poate să vină și să spună că vrem să ieșim din Uniunea Europeană, de exemplu. Vrem să ieșim din Uniunea Europeană. Și, bun, e ceva mai complicat, pentru că pentru asta avem articolul 148 din Constituție, dar ar putea să facă, știu eu, ar putea să propună să trimită trupe în Ucraina, să spunem. Da, da, corect. Păi se tot vorbește, da. S-a vorbit. Deci, o să vorbim despre președintele asta. N-ar putea să se opună. De asta spun că, până la urmă, noi ignorăm profilul premierului, care este cel puțin la fel de important, cu cel al președintelui. Președintele, dacă ne uităm în Constituție, are dreptul să dea decorații și să le retragă, ceea ce a făcut Iohannis în cazul meu, spre exemplu. Are, felicitări! Mulțumesc! Are posibilitatea să trimită ambasadori, dar la propunerea guvernului. Deci, și de ce această legendă că președintele face politica externă? Pentru că românii au această idee cu Deus ex machina, cu personajul mitologic care trebuie să vină să-i salveze și care o să le dea o soluție miraculoasă. Care găsește soluții la orice. Exact. Ori, în realitate, conform Constituției, practic, toate lucrurile pe care le face președintele sunt oarecum la propunerea guvernului. E adevărat, are un anumit control pe justiție și un anumit control prin intermediul CSAT-ului, care este o formulă destul de ciudată. Relativ, oricum. Da? Dar majoritatea în CSAT este formată din membrii guvernului, așa încât acolo hotărârile sunt luate prin consens. Dacă membrii guvernului nu sunt de acord, președintele, care e președintele CSAT-ului, nu o face absolut nimic. Domnule profesor, am ajuns la această fază. Păi, și atunci, de ce, e o chestie paradoxală, de ce această bătălie, care a fost dintotdeauna, ați participat dumneavoastră la ea, o secundă, pentru președinția României. Cu atât mai mult cu cât atribuțiile președintelui sunt, Constituțional vorbind, destul de restrânse. Da. Deci, practic, lucrurile... Are una, și o să vorbim despre ea, care este ambiguă, cea referitoare la desemnarea primului ministru, pentru că acolo a trebuit, măcar acolo, modificată Constituția, să nu mai avem... A fost o propunere de genul ăsta? Da, vorbim și despre asta. Dar până atunci, de ce această bătălie? Paradoxal, spuneam, pentru că este cel care primește numărul cel mai mare de voturi, da, un om politic într-o funcție publică, cea de șef a statului, dar atribuțiile... Românii întotdeauna au mers pe formulele de compromis. Constituția noastră din 91 a fost construită pe un compromis. Și noi n-am creat nicio republică prezidențială, cum ar vrea acum unii dintre candidații la președinție, crezând că sunt într-o republică prezidențială, dar nu sunt. Nu sunt, da. Nici republică parlamentară în care președintele este ales de majoritatea de parlament. De parlament, dar de majoritatea politică, și atunci nu mai ai formule de coabitare. În felul ăsta, practic, noi mergem cu o mașină care are doi șoferi și cu două volane. Președintele, sistemul se numește semiprezidențial la noi. Un președinte și un prim-ministru. Dacă sunt din aceeași echipă politică, chimia între ei este bună, atunci lucrurile merg mai bine. Dacă nu, avem un sistem de coabitare care poate fi foarte dificil, cum a fost Ponta cu Băsescu, de exemplu. Dar, practic, noi continuăm pe această poveste, în loc să alegem. Dom'le, vrem să mergem ca la americani. Unii se inspiră din sistemul american și spun președintele e cel care decide. Nu. Președintele american este și șeful guvernului, pentru că ei n-au prim-ministru. Dar în Ungaria
Știi cine e președintele Ungariei? Nu. Probabil... Am aflat acum că și-a dat demisia, doamna respectivă. Da, bun, mă rog. În sfârșit. Da. Nu deci, știm, practic, nu știm. Am știut când a venit nici în Germania și a vopsit niște vorne. Nici în Germania nu nici știm în cine. Germania, nici... Bun, de ce? Pentru că, practic, acolo... reprezenta... Și la Uniunea Europeană, apropo, de ce merge doar președintele la ședințele Consiliului European? Pentru că, practic, la noi, Curtea Constituțională, într-un anumit moment, cu niște oameni numiți, în special cu opțiuni pentru Băsescu, au mers pe această variantă. În Consiliul European, câți președinți de republică sau câți președinți sunt acolo? Practic, 2 sau 3. Restul, Macron și în rest sunt prim-ministri. Restul sunt prim-ministri. Bun, putem să schimbăm și noi lucrurile astea. Deci depinde până la urmă de felul în care construim sistemul politic. A, ne gândim că vine nu știu cine și vom avea un președinte care este reprezentantul... Nu, la mod logic acolo trebuie să fie prim-ministru pentru că e șeful executivului, iar toate legile corect. Sau toate chestiunile astea dar trebuie să treacă pe la guvern. Mulți dintre români au spus, domne, vine Băsescu care e președinte jucător, vine cu vaporul și ne salvează. Pe urmă vine un neamț și ne salvează că noi suntem români și nu ne pricepem. Acum, nu știu, poate vine un reprezentant al NATO să ne salveze, deci, sau un reprezentant al Franței sau un reprezentant al Rusiei. De ce nu vrem, până la urmă, să căutăm în mod normal un președinte care să fie un om blajin, un om normal, un pater familias, cineva... capabil, nu un om echilibrat, un om care... echilibrat, nu să fie jucător internațional. Nu avem nevoie de asta. Pentru asta avem guvern, avem resurse, avem prim-ministru, avem... Și avem echipe. Pentru că conducerea unei țări nu este un business individual. Nu este ca la tenis. Joci, practic, de asta președinția este un joc în care sunt... Bun. Lucrurile astea individuale, în realitate, primul ministru este cel important pentru că el vine cu echipă și contează foarte mult echipa pe care o are. Vine cu echipă, conduce un guvern, conduce executivul. Bun, pentru că tot am ajuns la să vorbim despre toate aceste lucruri atât de importante, care cred că au ținut România mult pe loc. Are o constituție sau un sistem schizofrenic din punctul acesta de vedere, îl rog pe profesorul Adrian Stase să-mi spună 5 lucruri pe care le-ar modifica în sistemul constituțional din România, sistemul parlamentar și așa mai departe, legislativ. Care sunt? Una. Bun, în primul rând, aș cere un referendum pentru opțiune de a merge pe una dintre cele două variante. Sistem prezidențial sau sistem parlamentar. Cel mai important lucru. Și de aici, după aceea, urmează... Astfel încât președintele să fie ales de către Parlament, să aibă rol decorativ? Pentru sistemul parlamentar. Da. Da. Sau dacă sistemul, nu, prezidențial, sistemul prezidențial, în care nu mai avem prim-ministru, avem un președinte care e șeful guvernului. Cum este în America, în Statele Unite. Cum este în America. Da. Și un sistem, pentru că ne-am luat sistemul francez, dar în sistemul francez, președintele conduce ședințele de guvern. Deci la noi sistemul este complet. Se duce din când în când președintele ca să caute elefanți în la guvern. Debara, da, mă rog, astea sunt... Deci, bun, primul. Al doilea lucru. Acum, sigur, depinde de variante, dar dacă nu schimbăm chestiunea asta și rămânem cu sistemul... Păi nu ne-am săturat de semiprezidențial, vrem parlamentar. Bun, de exemplu. Așa cum sunt toate țările occidentale, în principiu, nu? Ar putea să fie o poveste, într-un fel, dar pentru asta avem nevoie de un sistem care să fie foarte solid pentru numirea Parlamentului. Pentru că dacă ne uităm la mecanismul prin care sunt aleși astăzi parlamentarii, care sunt mulți dintre ei sponsori locali ai unor baroni locali din partidele importante, această echipă nu va alege niciodată, într-un mod foarte temeinic, un președinte pe formulă parlamentară. Deci, pentru astfel de variantă am nevoie de un parlament foarte solid. Uh-huh. Și, sigur, vrem să fie oameni tineri. De acord. Vrem să avem judecători tineri. Foarte bine. Fără experiență de viață e foarte greu. Uită-te la Parlamentul American, la Senat, la Camera Reprezentanților. Care e media de vârstă? 50 de ani, 60 de ani.
au parlamentari de 70, de 80 de ani. De ce? Pentru că este important să cunoască subiectele de care se ocupă. Ca și aia cum era în perioada interbelică și nu numai când parlamentarii erau, în primul rând, la noi te uiți oameni cu profesie, oameni care dovedise... Sunt adolescenți, sunt tineri, da, oameni de afaceri. Nu vă luați de adolescenți. Altă modificare. Și aici aș vrea să citiți din Constituție desemnarea primului ministru. Pentru că eu cred că asta a fost o mare bubă a Constituției României, de care au profitat toți președinții, într-un fel sau altul. De la Iliescu încoace, că Iliescu... Acolo deci, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ceea ce este imposibil, deci ar trebui ca un partid să aibă 50%... Deci nu e posibil, nu s-a întâmplat asta. Nu. Deci e o poveste utopică. Un partid să aibă 50% din locurile parlamentare. Cum a luat FSN-ul, Duminica Orblu, a luat 70%. Bun, am trecut de povestea. Am trecut de faza aia, da. Așa, și ori, dacă nu există o asemenea majoritate, da, a partidelor reprezentate în Parlament. Păi nu, aici, vedeți, aici e buba. Aici e buba și într-un proiect de revizuire a Constituției... Cum ar trebui să sune acest articol? Cum se întâmplă în Bulgaria? Președintele desemnează, în cazul în care nu există o astfel de majoritate, președintele desemnează reprezentantul care a câștigat alegerile, partidului care a obținut numărul cel mai mare de mandate. De mandate, corect. Și candidatul ăsta ia legătura. Asta trebuie mâine modificată. România a suferit din cauza asta absolut enorm. Mai ales că se poate ca tu să câștigi alegerile cu 40% și să nu guvernezi. Pentru că vine președintele și desemnează de la... Și alege un prieten și spune, bă, du-te și tu prin majoritate. Și poate să facă majoritate. Și antajează cu ea care a luat cu, exact, 20% și mai... Da, vă rog. Și, am ajuns să ne batem pe Constituție. Dar suntem, râde lumea de noi, adică... Păi nimeni nu se bate pe Constituție. Vreau să-ți mai citesc un lucru amuzant. Da. Tot din Constituție. Modificat textul ăsta în 2003. Da. Adăugat un paragraf la primul ministru. Se spune aici, președintele României, la articolul 107, președintele României nu îl poate revoca pe primul ministru. Da, pentru că a fost chestiunea cu Radu Vasile, vă aduceți aminte. Ai o memorie foarte bună. Eu sunt... Corect. Am trăit asta în fiecare secundă. Pentru că atunci lucrurile au fost... L-am sunat, dar de ce țin minte? Iertați-mă doar o secundă. Deci l-am sunat pe Radu Vasile în direct. Da. Da, era o emisiune, nu știu dacă vă aduceți aminte, Marius Tucă Show. Da, da, acum de da. Și l-am sunat. Bună ziua, domnul prim-ministru, ați fost revocat. Poftim? Ce? Nu te aud bine, Marius, făcea. Zic, domnul prim-ministru, ați fost revocat. Și Radu Vasile, care era istorie de fapt, dar cunoștea legea, zice, domn, conform aia nu se poate revoca, nu știu ce. Da, de ce? E foarte simplu, că primul ministru primește mandatul de la Parlament și doar Parlamentul poate să-i retragă mandatul. Nu poate să vină președintele să... Textul ăsta este absolut inutil. Pentru că este pus pentru Emil Constantinescu și pentru ce s-a întâmplat atunci. Cu Radu Vasile. Spuneți-mi, vă rog, alt lucru pe care l-ați modificat în Constituția României, legislația României, unul important. Ți-am spus deja vreo trei. Vă mai spun eu unul. Mandatul să fie de 4 ani. Eu am propus public, nu la emisiunea ta, e adevărat. Da, dar atunci nu e public. Sigur, nu e public. Te-am spus, era o ocazie acum extraordinar de simplă și am propus lucrul ăsta pentru că mi s-a reproșat că eu am introdus mandatul de 5 ani, ceea ce nu e adevărat, pentru că PD-ul și de asemenea Iorgovan au făcut propunerea asta și asta se vede în textul proiectului de lege, dar de atunci, din 2003. Dar am spus următorul lucru, înainte să se facă comasarea alegerilor, am spus, de ce nu facem un proiect de lege de revizuire a Constituției în care să modificăm mandatul de la 5 ani la 4 ani pentru alegerile prezidențiale din acest an. Pentru că, practic, în felul ăsta am intrat pe un ciclu de 4 ani fără să mai avem decalaje la alegerile. Și asta se putea face în măsura în care nu aveam și alegeri și alegerile locale, am fi avut, practic, un proiect de lege de revizuire cu un singur punct, adoptat de Parlament,
Iar după aceea, toată lumea era de acord, bănuiesc în Parlament, vot de două treimi și după aceea un referendum pe care să-l facem cu ocazia alegerilor europarlamentare. Iar după aceea, în măsura în care se menținea momentul de alegeri pentru decembrie, aveam un interval suficient pentru a pune în practică și a anunța public că mandatul nu mai este de 5 ani, ci este de 4 ani. Și intram din toamna acestui an în această procedură. Deci puteam să o facem acum. Mai ales că, uite, apropo de asta, de modificarea Constituției, poate și aici ar face inutilă această modificare despre care vorbeați. Alegere anticipată, adică procedura pentru alegere anticipată e foarte complicată. Practic e imposibil ca România să ajungă la alegeri anticipate. Nu credeți că și aici ar fi trebuit să fie făcută o modificare? Bun, e de discutat. Uh-huh. Pentru că sunt țări unde președintele, într-un anumit sistem, sistemul prezidențial, este cel care decide... A ține de sistem dacă ar fi prezidențial. Exact. Dacă ar fi parlamentar, n-ar avea loc. Exact. Bun, atunci iartă-mă, să dau un exemplu. Da. În Canada, președintele Chrétien organiza... Acum e alt Chrétien. Eu vorbesc de cel pe care l-am cunoscut, da, și care îmi spunea, dragul meu, te învăț un lucru. Nu organiza alegerile la termen, ci întotdeauna cu 6 luni înainte de terminarea mandatului. Uh-huh. Pentru că opoziția nu este atât de bine pregătită și tu poți... Ei pe surprindere și așa mai departe. Și așa a făcut în Canada. El, da. Dar el avea posibilitatea să facă lucrul ăsta pentru că în sistemul lor primul ministru avea totuși atribuții mult mai mari. Și, practic, iar la noi, lucrul ăsta ar fi, într-adevăr, mult mai complicat. Bun, și de ce nu se întâmplă ceea ce spuneați mai devreme? Adică să vină PSD-ul, PNL-ul, au 70%, da? Pentru că, practic, ei se gândesc deocamdată la ce se întâmplă în anul ăsta. Și atunci, păi bătălia este pe termen scurt. Să facă mandatul de 4 ani. Pentru președinte. Pentru care președinte? Ăsta care va fi acum. Care va fi de la cine? De la cine va fi? Păi de la cine va fi? Păi nu știu, probabil de la PSD sau PNL, să spunem. Uh-huh. Și atunci, care e interesul lor acum, înainte de momentul alegerii, interesul... să facă un mandat de 4 ani în loc de 5? Uh-huh. De exemplu, asta a fost și povestea până la urmă, una dintre poveștile legate de alegerile din 2009. Dar chiar așa, cum vedeți bătălia la prezidențiale? Eu cred că noi avem o problemă. Vrem să punem un român președinte, ceea ce cred că e o mare greșeală. A, păi aici greșește. Eu cred că s-ar simplifica mult lucrurile dacă am spune, nu știu, domne, vrem un american corect. Să fie Trump. Așa cum s-a întâmplat, practic, după mica unire, am vrut un rege, un domnitor străin. Că noi avem o problemă și aici este una dintre dificultăți. Să fie independent. Într-un sistem politic, cum vine asta? Deci asta înseamnă practic vrei destrămarea sistemului politic. În momentul în care tu vrei ca un președinte să fie independent. Nu sunt conduse bine, nu acționează bine, e în ordine, sunt sancționate de electorat. Dar ce înseamnă un președinte independent? Cum independent de cine? Și pe urmă el va face jocul de... Uitați-vă în Franța. Nebunia din Franța, practic distrugerea sistemului de partide în urma alegerii lui Macron. Partidul Socialist mai are vreun cuvânt? Partidele de dreapta? Partidele vechi, Partidul Republican, la fel. Absolut. E o nebunie. Deci, practic, eu cred că în continuare trebuie să menținem sistemul de partide. Ori sistemul de partide este cel care produce până la urmă președinți. Și este până la urmă o expresie a votului. Și asta s-a întâmplat până acum, mai puțin cu Iohannis. Nu poți să spui că Iohannis a fost reprezentantul PNL. A fost candidatul PNL. Iartă-mă, nu te înțeleg. Bună seara, bine ați venit. Cum adică? Păi dumneavoastră ați fost candidatul PSD. Da. Băsescu a fost candidatul PDL. Da. Da? Mă rog, era o alianță de acolo, alianța da și așa mai departe cu Tăriceanu. Păi Iohannis a venit cu 3 luni înainte în partidul ăla. Mă rog, era o subliniere până la urmă, nu contează. Deci el a fost candidatul
Acum, nici nu mai știu, el a fost sau n-a fost sau va fi. Dar de sau... ce vă luați de mine, mă întrebați, al cui a fost candidat, când știți foarte bine al cui a fost? Nu știu. Să mă provocați? Am vrut să aflu. Eu sunt provocatorul aici. Eu am vrut să aflu. Eu sunt provocatorul. Practic. Bun. Dar în același timp, dacă tot... Ai auzit, nu, care este de fapt soluția cu vila aceea de pe aviatorilor? Păi stați că ajungem și acolo, dar care e? Soluția e foarte simplă, pentru că nu, presa n-a înțeles bine. Așa. În clădirea aceea se va muta viitorul președinte, iar Palatul Cotroceni îi va rămâne lui Iohannis. Nu, nu, n-a spus asta. Te rog, nu spune, nu. De ce? S-a obișnuit acolo. De ce să-l mulți de acolo? Adică, eu cred... Cred că e o soluție mai bună până la urmă, că nu mai sunt atâtea mutări, se mai mută omul, are și el pe acolo. Nu? Ești de acord cu mine? Ce ar putea să aibă în afară de BMW la Cotroceni? Cred că nu s-a dus cu nimic. Ești... Dacă Iohannis s-a dus cu o singură foaie la Cotroceni, deci eu îmi pun gâtul jos. Ești de total acord de acord. Bă, da, o soluție bună de la un om care, mă rog, are atâta experiență politică și de viață. În plus, m-aș bucura foarte mult că legea pe care am dat-o eu în 2001 pentru foștii șefi de stat, să îi fie aplicată și lui Iohannis, pentru că merită în felul în care s-a purtat cu mine, și, de exemplu, exact, că va retra și aia și până la urmă... Sigur, și el ar beneficia de... De legea pe care ați dat-o dumneavoastră. Legea pe care am dat-o atunci, într-adevăr, nu-l viza pe el, era cam de vreme. Dar era dată în 2001 pentru Emil Constantinescu, care altfel ar fi trebuit să meargă... Ion Iliescu? Și pentru Ion Iliescu, dar el n-a beneficiat. Nu, n-a beneficiat, că a stat în casa în care a stat. Da. Și pentru regele Mihai. Uh-huh. Pentru că Palatul Elisabeta i-a fost acordat prin această formulă. El a fost șef al statului în perioada războiului până în 1947. Și deci asta am făcut. Iar acum, sigur... Asta ar fi o soluție foarte bună, să vă spun și de ce. Omul odată nu mai e obligat să se mute. Da. Plus că are antrenor de tenis, că nu, noi avem copii. Are acolo tot ce trebuie. Are tot ce trebuie acolo, are la și bazin, are piscină. Plus acolo. Că i s-a mai spus și Maharajahul, împăratul, și având în vedere că la Cotroceni totuși este făcut de regii României stabilimentul, ar fi cumva îndreptățit să rămână. Are și o biserică ortodoxă acolo în curte. Dar el nu e ortodox. Are importanță. Dar poate să schimbe biserica, domnule prim-ministru. Asta, da, se poate. Adică se poate schimba biserica... S-au schimbat atâtea biserici în vremea prigoanei comuniste. S-au făcut toate biserici sau absolut, nu? Deci, nu mai știu. Cred că într-un principiu s-au mai făcut. De multe, da. Bun, e foarte bună ideea. Dar totuși, dumneavoastră care a fost pățit cu patru case, acum de la șase în sus se discută și se poate pune o etichetă de felul ăsta. Cum vedeți atribuirea acestui spațiu? Astăzi îl auzeam pe unul de la PNL, cum îl cheamă, la Stroie, care a apărut în pandemie în chiloți. Și zice, domnule, dar ce speculație asta? De unde știți că e al lui Iohannis? Zic, Stroie, cred că nu e al lui Iohannis, cred că e al lui mami. Adică, părerea mea cât tupeu să ai să spui? Nu, eu cred că băieții ăștia de la Cotroceni, da? Din jurul lui Iohannis, ne cred proști pe toți. Deci, comunicatul pe care l-au dat, că Iohannis... N-a cerut. Nici nu, nu știe. Da, spuneți-mi rând, asta, da. Cererea nu poate fi făcută de un președinte în exercițiu. În funcție, cererea corect. Pentru o locuință de genul ăsta, în baza legii din 2001, nu poate fi făcută decât de un fost președinte. Ori deocamdată adică, Iohannis după nu ce Iohannis nu mai este în funcție, nu mai este așa în exercițiu. El nu putea să facă... Până nu înțelegeți că Stroia asta făcea speculație și că au spus cei de la Cotroceni că n-au cerut. Adică tupeu de ăsta ordinar, eu l-aș scoate din politică astăzi, dacă s-ar întâmpla, dacă aș putea, dar nu sunt. Este, după părerea mea, este deranjant faptul că ne cred proști. Nu. Deci, nu știu dacă ne cred, ne prostesc eu, în față. Eu cred aici că este și vina lui, și vina lui Marcel Ciolacu. Nu cred, nu cred. Pentru că eu cred că s-a discutat despre povestea asta și, sigur, ea rămâne deocamdată într-o formulă de angajament în cadrul unei înțelegeri mai largi și, practic, n-are cum să iasă din această chestiune care este extravagantă, ca să nu folosesc un alt termen, prin sumele care sunt avute în vedere pentru reparații și construcții acolo. Ori asta dovedește încă o dată
disprețul lui Iohannis pentru cei care l-au ales și cei care nu l-au ales. Deci mai mult decât că nu se gândește, ci e vorba de dispreț. Nu-i pasă, da. Nu-i pasă. Nu, păi nu, mai mult decât nu a da. Nu-ți pasă. Adică dispreț. Bun, și Marcel Ciolacu ar putea să vină astăzi, mâine, să oprească lucrările. Nu? RAPPS-ul este la guvern, nu este la noi. La noi doi. Nu, da, el poate să spună următorul lucru. Dom'le, clădirea asta, noi o gândim acum pentru viitorul guvernator făcut al Victor, României. Victor Ponta cu... Poftiți? Viitorul guvernator al României. Cine e viitorul guvernator? Nu știu, dintr-o care țară sau alta. Nu știu da. Cine va fi. Nu, cum a făcut Victor Ponta și l-a lăsat pe cel care nu se spune numele, fără casa din Dante. Ați uitat, da? Da, da, i-a dat totuși o vilă. Păi nu mai e nici acolo că s-a dovedit colaboratorul. Uite sau așa, dacă se dovedește Domne, și la domnul Iohannis. Eu cred că e o poveste pe care totuși va trebui să o discutăm. Am văzut că de curând cineva care era invitat la o emisiune spunea da, foarte clar... V-am rugat să nu vă mai uitați la alte emisiuni. Da, mă rog. Am greșit. Da. Dar am văzut, apropo, fusese declarat colaborator sau ceva de genul ăsta da. Al securității, spunea, dom'le, eu n-am trădat România. În ordine, dar atunci asta se aplică, povestea asta se aplică pentru cei mai mulți dintre cei care au lucrat cu securitatea pe zona externă. Și atunci tot mecanismul ăsta până la urmă, care a fost bine sau rău construit în România în ultimii ani, înseamnă că nu a avut sens. Dacă, pentru că până la urmă și Treambăsescu poate să spună același lucru. Nu e vorba de trădare, ci e vorba de felul în care te-ai raportat. Nu-mi propun să discut subiectul ăsta. Nu, ăsta, dar ca idee, apropo de asta. Ideea... Stai un pic că n-am trădat țara. Da. Da. Bun, până la urmă... Păi asta de colaborator al securității nu presupune că ai trădat sau nu ai trădat țara. E o altă problemă, dar închid subiectul ăsta, că nu vreau să-l dezvolt. Oricum, în ceea ce privește pe Iohannis, el își încheie urât mandatul și practic dă sentimentul că a oferit țării până la urmă singurele multe obiective pentru de urmărit la final de mandat și anume o slujbă pentru el și o casă pentru el, un palat. Deci este... Credeți că va obține slujba asta, domnule prim-ministru? El face ceea ce unii oameni politici din țară sau din afară au făcut adeseori. Atunci când există un loc liber într-o organizație internațională, candidează. De obicei, din prima nu sunt aleși, dar după aceea ei își păstrează un anumit credit pentru următoarea etapă. Și se va spune, n-am putut să te rezolvăm acolo, uite, îți oferim să fii pasnic la Uniunea Europeană sau ceva de genul ăsta. Planton. Dar, practic, această fugă din țară mi se pare absolut îngrozitoare. Mă uit pe listele de europarlamentari, toți liderii marcanți ai partidelor fug la Bruxelles. Și rămân aici adolescenții, cum spuneam, și sponsorii care, locali care vor intra pe listele de parlament și vor oferi legile pe care românii le merită. Haideți că, Dumnezeule, a trecut atât de repede timpul. Haideți să vorbim un pic și despre Ucraina, domnule prim-ministru. 2 ani de război. Am avut mai multe întâlniri și am discutat despre asta. Cum analizați ceea ce s-a întâmplat acum, după ce au trecut 2 ani de război? Cum vedeți analiza a ceea ce a fost și mai ales, dacă ne puteți spune, cum credeți că e posibil să evolueze lucrurile? Că nu prea e nimeni Mafalda, având în vedere ce se întâmplă în lume astăzi. Bun. Primul rând, vreau să întreb dacă ai citit cu atenție... Crimă și pedeapsă, de mai multe ori. Interviul cu Putin pe care l-a făcut. Sigur că l-am citit de la Tucker Carlson. Da. L-am citit, l-am urmărit, l-am și citit și așa mai departe. Mie mi se pare foarte interesant și cred că merită să fie examinat, poate cu un alt prilej să discutăm în detaliu. Nu, vă rog, avem timp. Pentru că, practic, multe dintre lucrurile pe care noi le discutăm sunt doar cele pe care le-am primit dinspre Occident în legătură cu Rusia, cu Ucraina și așa mai departe.
Nu vreau să apăr în vreun fel operațiunea și agresiunea Rusiei. Dar eu cred că trebuie să facem un efort să înțelegem lucrurile și să înțelegem și momentul în care ne aflăm. În ceea ce privește Rusia și conflictul de acolo, eu cred că ar fi important e să... E ultima, când cauți ceva, de obicei e ultima. Nu. Nu este ultima. Da, vă rog. Nu, dar putem să facem. Vreau să vorbim un pic despre interviu. L-am urmărit cu mare atenție și mă interesează o analiza dumneavoastră apropo de interviu. Bun, începem cu asta atunci? Da, da, sigur. Cu, okay. Deci, cu ce doriți? Practic, Putin a încercat să explice rațiunile pentru care s-au pierdut momentele în care putea să existe o legătură mai strânsă între Rusia și Occident. Așa cum a fost în secolul XIX, la începutul secolului XX, prima parte, primii ani. Și el explică și o anumită istorie a Ucrainei, pe care, într-un fel, îi dă câteva lecții de istorie, sigur, unui om care nu este atât de familiarizat în America, cu în America. În America. Dar, sigur, unele lucruri, după părerea mea, nu sunt neapărat corecte, dar ajung mai repede la perioada de după războiul rece. Distrugerea Uniunii Sovietice, mm-hmm. desmembrarea Uniunii Sovietice. Și, practic, el spune, și asta cred că trebuie să ne îngrijoreze, după al doilea război mondial, Ucraina a primit pe lângă teritoriile care aparținuseră Poloniei înainte de război, o parte din teritoriile care aparținuseră anterior Ungariei și României. Deci România și Ungaria și-au pierdut o parte din teritorii care au fost date Ucrainei sovietice și ele rămân încă partea Ucrainei. Deci, în acest sens, avem toate motivele să afirmăm că Ucraina este un stat artificial care a fost modelat după voința lui Stalin. Bun, deci... Este de remarcat inteligența politică a lui Putin, care bagă bățul prin gard și care încearcă cumva să creeze... Le spune polonezilor, românilor, ungurilor... Iată, voi aveți niște teritorii pe care vi le-a luat Stalin și le-a trecut la Ucraina Sovietică. Noi am făcut lucrul ăsta cu Donetsk și Lugansk. Cu Donbasul, da. Cu Donbasul, ocupați-vă și voi. Deci, practic, el spune lucrul ăsta și... Tucker Carlson, care a citit alte cărți de istorie, îi spune ceea ce este și există multe astfel de situații și cred că multe națiuni sunt frustrate și de problema Transilvaniei. Are o grijă Tucker să bage și el bățul prin gardă. Și apropo de asta, am adus să-ți arăt o carte ca să vezi ce înseamnă, cum se face propagandă, nu spun revizionistă, propagandă în general. Da, la modul... Este o carte care... Vă rog să-mi o dați mie. Da. Trianon, Marcel Iancovici, este un cunoscut regizor din Ungaria. Și a făcut această carte care nu are foarte mult text. Are în special... Are multe poze și caricaturi. Are caricaturi, desene... Da. Și... Într-una sunteți și domnia voastră. Încă trebuie să mai... Ajungem acolo, da. Așa, spuneți. Da, deci asta este o carte pe care ei au... publicată și asta este genul de propagandă. El arată frustrările din Ungaria în legătură cu Trianonul. Și asta, spre exemplu, este o poză în care el arată 1 decembrie 2002 la hotelul Kempinski, când am sărbătorit Ziua Națională a României în Ungaria. Nu mai mi-aduceam aminte, da? Împreună cu premierul Ungariei, Peter Megyesi. Și povestea asta a fost resimțită ca o umilință pentru Ungaria, faptul că a sărbătorit pe teritoriul Ungariei 1 decembrie 2002. Exact. Da. Dar nu, asta în sfârșit, asta mi s-a părut interesant mie așa în plan personal. Dar practic toată cartea are desene și caricaturi cu mesajele legate de Trianon și până la urmă de teritoriile pe care Ungaria le-a avut secular până la linia Carpaților și cu tot felul de povești, cu știu eu
Iată, Romanian Bun. Banks also provided financial support. Poate discutăm support. Odată pe larg despre da. Asta și despre Iată, carte. Dacia, provincia romană, Mihai Viteazu, deci toate momentele de istorie sunt aici. Privite însă din punctul de vedere... Am un asociat ungur la poezie, o să-i dau cartea să o... Adică e în engleză, nu e o problemă. Da, 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 să o vadă de bucurie. Să o vadă de bucurie nu, și dau, e să, se uite, glumeam, să, da. Se uite la, să da. Se uite la caricaturi. Dar asta înseamnă să faci un material de propagandă ușor de asimilat. Este în engleză varianta asta, sigur că are variantă și în alte limbi. Noi n-am făcut niciodată nimic în ideea nu știm asta, să facem. Răspundem. Asta, Bun. Apropo de... Apropo de Putin, altceva da. Important în acest interviu s-a legat de cei 2 ani care au trecut de la începerea războiului, domnule prim-ministru. Da. Analizele sunt interesante și chiar dacă nu ești de acord cu el, poți să vezi cum gândește pe anumite teme. Relația cu China, felul în care vede ordinea mondială, felul în care a existat o anumită frustrare pornind din 2008, pe urmă din 2014, pe urmă în legătură cu Crimea, în legătură... Sunt o mulțime de elemente care sunt foarte interesante. Să încerc să văd dacă mai găsesc ceva. Iată. Apropo de aducerea unor militari străini. El spune din Europa. Ideea de a aduce soldat de Macron de și ieri al lui Macron, da. Aș vrea să o comentați. El știa însă, este o provocare și o provocare ieftină. Nu înțeleg de ce soldații americani ar trebui să lupte în Ucraina. Ei sunt mercenari din Statele Unite, deci există cei acum. Mai mulți mercenari vin din Polonia, cu mercenari din Statele Unite pe locul 2 și mercenari din Georgia pe locul 3. Ei bine, dacă cineva are dorința de a trimite trupe regulate, aceasta ar aduce cu siguranță omenirea pe marginea unui conflict global foarte serios. Deci, practic, ăsta este avertizarea în legătură cu faptul că dacă ar veni trupe, practic, chiar în plan bilateral, intrăm în al treilea război mondial. Rusia poate să declare război țării respective, care își trimite trupele regulate. Mercenari? Ok, cum am trimis noi în Congo, de exemplu. Am văzut că s-a întâmplat. Dar asta este altceva. Deci cred că ăsta este de asemenea un lucru care trebuia neapărat citit de aici. Interesantă această poveste, frustrarea Rusiei în legătură cu declararea rușilor ca naționalitate non-titulară în Ucraina. Este un alt aspect care până la urmă e vizat și pe români, apropo de politica privind identitățile de acolo. Da. Și practic, românii din Bucovina, eu cred, fără să intru, da, vă rog. Fără să intru în alte amănunte în legătură cu textul ăsta, care este... Bun, dar analiza dumneavoastră, cum vedeți da. Tot ceea ce s-a întâmplat în acești 2 ani și care credeți că va fi deznodământul sau care va fi evoluția acestui război? Bun. Am mai adus un text aici interesant, da. La Defet de l'Occident. Deci, da. Destrămarea, distrugerea, înfrângerea. Este chiar o carte pe care o carte a lui Emmanuel urmează să vină și mie de la Paris. Să se pare interesant, să apropo de... Să o tipărim aici în România, în limba română. Are, cred, am și citit. varianta online. Da, da, da. Text. Vorbeam da. De o carte da. Tipărită, vreau da. Să... Eu dau lui Dan Andronic să o tipărească la editură. Eu am scris la un moment dat pe blog unele caracteristici privind războiul ăsta și după 2 ani. Da, iertați-mă că avem timp. Apropo de trupe și despre ceea ce spunea Putin în interviul lui Tucker Carlson, ați văzut declarația lui Macron, da? Ieri a fost făcută, din câte știu. Ieri sau alaltă, nu mai știu. La acea întâlnire la care a participat și președintele dumneavoastră, domnul Klaus Werner Iohannis, toți cei de la masă au făcut o declarație, Iohannis Mucles, cum se spune la cornul, bănuiesc, la... Și din când în când, da. Din când în foarte rar. De ce a declarat asta Macron? Care a fost? A fost o chestie gândită, regizată, provocatoare sau pur și simplu... Asta sunt gândurile celor care au stat la masa respectivă.
situația este destul de complicată. După 2 ani, Occidentul, ca să nu îl iau neapărat ca martor pe Emmanuel Todd, este într-o situație grea. De ce? Pe de o parte, resursele din colonii care au alimentat secolul XIX, prima parte a secolului XX, Europa Occidentală, s-au cam terminat, sau în orice caz fluxurile s-au micșorat foarte mult. Doi, unul dintre temeiurile pe care s-a realizat o anumită bunăstare economică în Occident au fost resursa de gaz, metan, venită din Rusia și de petrol, minereuri și așa mai departe. Plus piața de desfacere în Rusia. Dacă te duceai la Moscova, nu mai știu cum e acum, practic cele mai mari magazine sunt pline de marile firme din Occident. Deci și pentru consum. Bun, lucrul ăsta în Occident se schimbă în mod fundamental și problemele apar fragmentat, dar până la urmă într-un mod treptat în diferite segmente de populație. Am văzut la Paris agricultori, apar în alte părți, alte categorii de populație. Deci bunăstarea care era până la urmă starea de calm din Occident și de stabilitate, practic este afectată de război. De aici o anumită presiune pentru a închide acest conflict și a redeschide până la urmă unele dintre rezervoarele de bunăstare. Bun, problema este următoarea. Cine are curajul să spună lui Zelenski trebuie făcut o pace prin care să recunoști ca o parte din teritoriu să rămână la Rusia? Plus că asta creează un anumit precedent. O anumită recompensă pentru cel care trece granița și invadează o țară. Este practic imposibil. Iar pe de altă parte, a lăsa conflictul ăsta să continue în condițiile în care nu ai bani să alimentezi partea ucrainiană, vorbesc de americani, dar și de rezerva pe care o au occidentalii din Europa de a face acest lucru, oferă posibilitatea Rusiei să avanseze spre Occident. Și de aici speculații că nu se vor opri doar la Ucraina, că sunt vizate și spațiile din nordul Europei, da. Republicile Baltice, Moldova și așa mai departe. Și atunci Macron vorbea de faptul că o să fie atacate 10 țări în următorii ani. Exact. Iar aici cred că este și o anumită presiune a lui Macron de a combate cumva ideile lui Trump pentru campania electorală și de a presa pentru o alternativă de armată europeană, astfel încât care să asigure securitatea Europei în condițiile în care americanii practic s-ar dezangaja parțial. Era o declarație și atât până la urmă. Și cerea către statele membre NATO să mărească banii pentru apărare. Bun, e o poveste foarte complicată pentru că practic, multe dintre țările din NATO știu că această creștere a bugetului pentru apărare va transfera resurse suplimentare către industria de apărare din Statele Unite. Da, sunt diferite analize. 70-80% din banii din care s-au cumpărat armament. Și atunci, practic, există o anumită nemulțumire și de aici ideea de a consolida cumva sistemul de apărare european, iar Macron a lansat povestea asta ca o formulă de test. Cred că francezii o să trimită vreodată trupe acolo, francezii eventual, să moară pentru Ucraina. Ar putea să facă relația Macron. României cu Ucraina, cum o vedeți? Ce a fost până acum, am văzut. Haide să nu folosim cuvinte atât de dure, să spunem că România a făcut slujbi în fața Ucrainei, să spunem că România a sprijinit Ucraina, să folosim un limbaj civilizat, nu? Bun, dar în primul rând dăm voie să spun cele câteva elemente pe care le cred eu importante pentru momentul de față. Cred că va fi un război de uzură în continuare. Știți că nu mai sunteți la putere, nu mai sunteți prim-ministru, astfel încât ziaristul să întrebe ceva și dumneavoastră să răspundeți ce vreți.
Numai bun, că deci eu iată, ne cunoaștem meu, de 35 de ani și atunci la întrebarea ta e următorul. Răspunsul meu la întrebarea ta este următorul. Va nu fi mai avem război timp. De uzură. Va juca despre România și Ucraina să vorbim, că e vorba și de un tratat care va fi semnat. Va fi o pace rece de tipul celei din Coreea de Nord și Coreea de Sud la finalul conflictului. Comunitatea statelor occidentale nu își poate permite escaladarea conflictului. Cred de asemenea că trebuie să avem în vedere realitatea din Rusia, pe care nu o dezvolt acum, evoluțiile la nivel global și așa mai departe, pentru România și Ucraina. Ucraina n-a fost niciodată prietena României. N-am avut relații extraordinare cu Ucraina, am avut dificultăți încă de la momentul în care Ucraina și-a declarat independența și referendumul acela. Parlamentul român a dat o declarație despre care am mai vorbit în urmă cu luni de zile și prin care nu recunoștea referendumul în teritoriile românești care fusese reluate în urma ultimatumului sovietic. E vorba de, și Putin până la urmă le menționează, pentru că el vrea să spună următorul lucru celor care sunt antiruși din România. Erau și sunt acum și mai mare. Stalin a dat ucrainienilor, Ucrainei sovietice, teritoriile. Exact. Așa că ce aveți cu noi? Că nu noi v-am luat teritoriile astea, Basarabia e liberă, Transnistria n-a fost niciodată a voastră, așa că care e problema voastră cu Rusia? Și, mai e sudul Basarabiei. Bun. Păi e tot la Ucraina, nu? Tocmai de asta spun, că până la urmă este vorba până la urmă de teritoriile care practic au fost luate de Uniunea Sovietică și pe urmă transferate la Ucraina. Adevărat. Bun. Da, trebuia să amintim și asta, era că vorbeați despre toate teritoriile. Da. Primul punct. Al doilea, tratamentul românilor în Ucraina. Apoi, chestiunea... Dar nu de ieri, de azi, dintotdeauna. Delimitarea spațiului maritim. A fost nevoie de zeci de ani de discuții cu Uniunea Sovietică, Ucraina în Uniunea Sovietică și apoi cu Ucraina și a trebuit să mergem la Haga pentru a obține ceea ce erau drepturile noastre în chestiunea respectivă. Problema bisericii ortodoxe în Ucraina. Deci, practic, efectele economice nocive ale comerțului ucrainian spre Europa Occidentală. Ar trebui să semnăm acel tratat cu Ucraina despre care se vorbește, l-am văzut că l-a dat pe fota afară. Bun, depinde ce conține. Practic, ce conține și la cu Marea Britanie, în principiu, bănuiesc, nu? Sau nu, poate fi mai particularizat? Cel cu Marea Britanie era interesant. Nu e vorba despre vecinătate, da. Cel cu Marea Britanie era foarte interesant pentru că ucrainienii au obținut de la Marea Britanie să-i sprijine pentru intrarea lor în Uniunea Europeană. Marea Britanie fiind țara care a ieșit din Uniunea Europeană. Super. Deci articolul respectiv din tratatul bilateral... Și oricum cererile permanente ale Marii Britanii să, ca Ucraina să fie acceptată în Uniunea Europeană, e ieșind. Da, deci ar trebui să semnăm sau nu, din punctul meu de vedere? Practic depinde ce semnăm. După părerea mea, nu cred că trebuie să refacem. Noi, practic, am garantat frontierele Ucrainei prin tratatul din 1997. Pe care l-am semnat, da? Așa încât... Minutul de istorie, domnule prim-ministru, că atât mai avem, trebuie să le arătăm, că avem Cristoiu, minutul de când istorie. Când a devenit România, când a aderat România la NATO? Acum 20 din martie, nu? Da, 29 martie. 2004, da, acum 20 când de ani. Când am depus instrumentele de ratificare. Ratificare, da, acordului. Sau când s-a ridicat steagul la Bruxelles. Haideți, la când a semnat. Când a semnat? În 29 martie. Cu ce stilou a semnat? Cu stiloul acesta pe care m-a este... M-a trebuit să țin legătura cu familia, la un moment dat să... Cu familia Bush. Ăsta e stiloul cu care a semnat tratatul de intrare, aderarea la NATO, intrarea României în NATO. La Washington... 20... În 29 martie 2004. 2004, au trecut 20 de ani. Da. Ce ne puteți spune despre asta? Ce a însemnat pentru noastră și ce ați gândit atunci, apropo de aderarea la NATO? Obiectivul politic cel mai important, mai important decât intrarea în Uniunea Europeană, pentru că România era într-o zonă gri, nu puteam să rezolvăm nimic din punct de vedere economic, investiții străine, pentru că eram priviți în continuare ca o zonă de influență, în subzona de influență sovietică, rusă. Și atunci, intrarea sub umbrela NATO a accelerat
și a avut loc înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Spuneți-mi, dacă n-a fost un obiectiv al generației dumneavoastră, da, vremuri grele, până în 89, putem spune că a devenit un obiectiv al generației dumneavoastră după 89? Intrarea în cele două... Aderarea la NATO și, da, la Uniunea Europeană. Bun. Și aici am început să-mi fie neclar cine a făcut negocierile pentru Uniunea Europeană, pentru că în ultima vreme au fost tot felul de declarații care m-au dezorientat. Mm-hmm. Păi, spuneți... Eu am crezut că guvernul... Adevărul e ăla pe care îl știam. Știam eu, da. Da. Cu Vasile Pușcaș, cu... Corina Coman, cu Comitetul Interministerial. Cei care au negociat, practic, exact. Și zecile de oameni din ministere care, pe cele 31-32 de capitole, practic au negociat în permanență. Dar, în sfârșit, de la televizor, acum, după... Apare mai mulți care... Apar alte... 20 de ani de la aderarea la NATO. Care a fost cel mai greu lucru? Cel mai greu moment? Cel mai greu lucru pentru a putea adera? În primul rând, au fost obiecțiile și acțiunile pe care le-au făcut Rusia și Ucraina. Ucraina, cu două zile înainte de invitarea noastră la Praga, nu cred, a trimis un memorandum către secretarul general de atunci, Robertson, prin care cerea ca România să nu intre în NATO pentru că are conflicte deschise cu vecinii. Deci, ce vrei să... Sunt o mulțime de lucruri peste care a trebuit să trecem. Istoria asta, stilul ăsta a trebuit să fie pus undeva, apropo de... Să stea... Păi, sunt bocanci lui Ciucă, da, la Muzeul Militar sau nu știu unde, care ar fi participat cu ei la nu știu ce bătălie. Stiloul cu care a semnat la Washington aderarea la NATO trebuie să facă parte dintr-o panoplie a... Sunt dispus să-l ofer fără îndoială. Da, va trebui să fac eu acasă într-un colț o vitrină și asta îl punem acolo. Erau la un moment dat la Muzeul Militar Central, erau diverse obiecte ale tatălui meu, apropo de bateria albastră și ce s-a întâmplat atunci. Am înțeles, dar au fost scoase și băgate cizmele lui Ciucă. Nu știu ce s-a întâmplat. Cizmele lui Ciucă, dar asta practic, e extraordinară. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru. Mulțumesc și eu. Chiar o lecție ca de fiecare dată. Ne vedem, pentru că evenimentele sunt în derulare. Aveți grijă la stilou, pentru că acum au văzut mulți despre ce e vorba și trebuie să-i spuneți doamnei Năstase să îl pună undeva loc foarte sigur. Da. Emisiunea noastră se încheie aici. Îi mulțumesc încă o dată fostului prim-ministru Adrian Năstase. Ne vedem din nou mâine seară, orele 20. Până atunci, țineți aproape.